Amatorii de senzații, dar pe râul învolburate, au acum o nouă provocare. La Botoșani există primul parc artificial de rafting din România și unul dintre puținele din Europa. Vestea apariției unui astfel de loc s-a dus repede, iar programările se fac pe bandă rulantă. Cei care se aventurează spun că experiența aceasta nu poate fi comparată cu nimic altceva. Adrenalina depășește cotele extremului pe apele celei mai noi atracții de la Cornișa Aquapark din Botoșani. Dezvoltat în ultimii ani de autoritățile locale, parcul de distracții beneficiază acum și de un canal de rafting, care a fost testat deja de zeci de iubitori ai acestui sport. Topogane, piscine, skating și multe alte activități în aer liber. Principala atracție de aici, de la Cornișa Park, este însă de departe raftingul. Într-o coborâre de 300 de metri pe un râu artificial, amatorii de senzații tare trec prin toate senzațiile posibile. Parcul acvatic Cornișa este cel mai mare de acest fel din întreaga zonă a Moldovei, iar canalul artificial de rafting este unic în România. În toată Europa mai există doar 5 astfel de facilități. Super, super, chiar a fost mișto. Și primilitorii când au fost doar cu o singură pompă, a doua oră când au fost două pompe, chiar a fost super. E adrenalină multă, la maxim, mai ales la coborări, la ieșire acolo. Super, trebuie încercat. Cei mai mulți doritori de adrenalină vin din zona de nord-est a țării, dar și de peste hotare, din Ucraina și Republica Moldova în special. Ana însă a venit tocmai din Franța, are rude în Botoșani, iar când a aflat de parcul de rafting, a și urcat în avion pentru a încerca această experiență. C'était très bien, j'ai beaucoup aimé, il y a plusieurs vitesses, donc ça peut convenir aux débutants comme aux plus experts. C'est super, c'est vraiment à faire, même en famille. Je savais qu'il y avait des activités à faire comme celle-ci, mais c'est une entre tant d'autres. Prețul unei curse este de 140 de lei de persoană în timpul săptămânii, iar în weekend se mai adaugă 10 lei. Timp de 2 ore, cei maxim 5 oameni care pot încăpea într-o barcă de rafting se bucură de 5 coborâri, fiecare la o viteză tot mai ridicată. Asta nu înainte de a trece printr-un instructaj obligatoriu. În următorii ani, conducerea parcului de distracții promite că va aduce la Botoșani competiții europene și chiar mondiale de rafting.